Bună seara, așa arată, sper să mai prind câteva ore de lumină, o oră, două. Așa arată gazonul răsărit, astăzi vom tunde, este undeva acolo mai rar și prin acele zone le puteți vedea, nu pot să intru, vă arăt de la depărtare, să știți de la mine, 4-5 tunderi, nu intrați pe el, încercați să evitați să intrați pe el, să mergeți doar la tundere. Sunt zone unde este mai des, unde este mai rar. Nicio problemă, rezolvăm. Aruncăm câteva semințe. El și acolo, la cele rare, va înfrăți. Dacă aveți așa undeva la 2-3 cm între fire, să știți că este foarte bine. Da? Vom arunca semințe, veți vedea. Acum ne vom pregăti de primul tuns. El are undeva la 4-5 cm. Mi-am achiziționat o nouă mașină de tuns iarba manuală, pentru că în momentul în care ne vom întoarce cu cea cu tambur, stricam mult gazonul și de aceea nu vreau să-l stric la întoarcere întotdeauna. Bun. Pe aici este un pic ud, dar acum iarba este uscată. Aceasta este o mașină de la Lidl. După cum puteți vedea, este setată la 40 de mm, undeva la 4 cm. Eu voi coborâ la 3 cm și voi tunde, pentru că vreau ca tulpinița și toate frunzele să le dea mai de jos, pentru că eu voi tunde scurt, după cum știți. Bun, haideți că ne pregătim de tuns. După care vom aplica și îngrășământul solid, pentru că eu după prima tundere aplic întotdeauna îngrășământul solid. Așa arată îngrășământul, cred că m-ați mai văzut, niște bobițe foarte, foarte mici, sunt foarte bune pentru că se distribuie uniform decât bobițele mai mari. Bun, am pus 5 kg, eu v-am zis 2,5 kg pentru
pentru 100 de metri pătrați, aici am pus 5 kg pentru 200. Voi face spun feeding, o să vedeți, adică vom aplica mai puțin îngrășământ, dar mai des. Vom aplica iar peste o lună, suntem în septembrie deja, cred că undeva la jumate, în septembrie, 20 septembrie astăzi, și vom aplica îngrășământul, după care peste o lună vom aplica din nou, să intre în iarnă foarte bine. Așa arată gazonul. Prima tundere. E un pic, dar o să vedeți o îmbunătățire la a doua. Bun, ne vom vedea într-un episod următor.